Justiția americană a inculpat pentru furt de identitate un cuplu care a trăit timp de 35 de ani sub numele de bebeluși decedați, un dosar marcat de suspiciune de spionaj. Conform Digi24, Walter Primer și soția sa, ambii născuți în 1955, au fost arestați în Hawaii. Potrivit documentelor judecătorești, la o percheziție a locuinței lor, s-a găsit o veche fotografie a cuplului îmbrăcat în uniforme KGB. Un judecător federal a decis în cursul unei audieri telefonice că era riscul ca bărbatul de peste 60 de ani să fugă, așa că a ordonat ținerea lui în continuare în arest. Soția sa va fi adusă săptămâna viitoare în fața magistratului. Potrivit actului de inculpare, ei au studiat împreună în anii 1970 în Texas, s-au căsătorit acolo în 1980, iar în 1987, dintr-un motiv necunoscut, au furat identitatea lui Bobby Ford și Julie Montag, bebelușii decedați cu câțiva ani mai devreme și îngropați în cimitirele din apropiere. Ei s-au recăsătorit în 1988 sub aceste noi nume. În 1994, el a lucrat la paza de coastă sub numele de Bobby Ford. A servit în această calitate timp de 20 de ani înainte de a fi angajat la un subcontractor al Departamentului Apărării. De-a lungul anilor, ei a obținut numeroase documente sub identitățile lor false, printre care numeroase permise de conducere și multe pașapoarte. Ei au fost în cele din urmă reperați încercând să se înscrie în sistemul de securitate socială al militarilor și al pazei de coastă. Actul de acuzare nu se referă la acuzații de spionaj sau un document depus la procedură. Pentru a se opune punerilor în libertate provizorie, sugerează un dosar complex. O rudă a femeii le-a spus ofițerilor că aceasta a locuit în România când țara era încă în blocul comunist, că despre soțul ei în calitate de subcontractor al Pentagonului, el era nevoit să raporteze toate călătoriile în străinătate și a omis să facă acest lucru pentru mai multe sejururi în Canada, scrie Ager Press. Avocatul femeii Megan Cow a declarat într-un scurt comentariu pentru AFP faptul că aceasta nu a recunoscut acuzațiile împotriva ei, relatează Digi24.ro.